Iată-ne în 2023, la mulți ani. La mulți ani, bine că am ajuns. Am Sănătoși. trecut de un post, am trecut de sărbători, acum toți ne simțim un pic grei, să nu zic balonați, să nu zic un pic îngreunați de kilogramele luate. Ieșim afară, l-a dat zăpada. Să dăm zăpadă și dacă nu-i zăpadă... Mergem într-un loc unde este zăpadă. <laughs> mergem, da, e contracost. <laughs> mergem la ski, mergem la putem să ne angajăm acolo, să închiriem snowboarduri. Să fim oameni buni la toate. Să fim oameni buni la toate, da. Detoxifiere. Cuvântul ăsta după excesul, după abuzul de sărbător, cum sună? Detoxifierea ar trebui să se facă în fiecare zi, Că noi nu trăim doar o săptămână pe an sau. În fiecare zi ficatul nostru lucrează, în fiecare zi creierul lucrează, deci Detoxifierea creierului se face noaptea când dormim Deci dacă dormim, avem un somn sănătos Ne detoxifiem creierul Ficatul detoxifiem iar în post Deci dacă am mâncat prea mult și ne-am bucurat de sărbători Mai, Ce mai facem puțin post Ce organe trebuie detoxifiate Periodic, cum era disclin. clean Green disc <laughs> Toate organele au nevoie și de muncă și de pauză, și de muncă și de pauză. Uite, rinichii, da? Avem, dacă am consumat prea, mult, prea multe săruri, da? bem mai multe lichide ca să eliminăm excesul de săruri. Ei lucrează, nu? Ei lucrează noi. dacă, nostru. dacă le dăm de lucru. Și acum, ca o perspectivă spre 2023, cum vezi tu anul ăsta? Noi ne-am obișnuit cu multe lucruri așa. Anul ăsta e 2023, cifra 7, cifra norocului. Deci un an norocos pentru toată lumea. Încheiem cu voie bună și cu veselie sper. și cu optimism. Cu optimism. Așa au zis și Adam către Eva. Orice ne ar fi, oricum ar fi să ieșim din rai, să ne păstrăm optimismul. Și nu am ajuns bine, că am ajuns până aici. Uite, avem podcast. Da, ne permitem și podcast.